acuzații de abuz și încercare de intimidare la adresa polițiștilor locali din partea președintelui unei asociații de proprietari. Acesta a spus că aseară, în timp ce era la o ședință a asociației, doi polițiști locali au venit și au suspendat discuțiile, cerându-i să iasă din încăpere și să se legitimeze. În momentul în care a ieșit afară, i s-a solicitat să meargă la mașina cu care veniseră oamenii legii, dar odată plecat spre autoturism, a fost bruscat de un polițist. Pus într-o situație penibilă, președintele asociației a refuzat să se mai legitimeze și a spus că va chema presa la fața locului. Atunci, polițiștii locali au plecat, însă nu înainte de a-i spune că ei au venit pentru că aveau informații că urma să fie bătut de vecinii de bloc. Scandal de proporții la o asociație de proprietari din Iași, generat de o vizită neașteptată a polițiștilor locali. Aceștia au venit aseară, imediat după începerea unei ședințe cu proprietarii și au suspendat-o. A venit și poliția locală. Și eu știu că noi de la conducere nu le-am chemate. Și la un moment dat, după un minut, două de ședință, au intrat unde desfășura de ședința aici, a început să... fără să legitimeze, au spus că suspendam ședința un sfert de oră, că trebuie să vorbim cu mine. Cu președintele. Cu președintele. Toată lumea s-a întrebat de ce. E, oricum, eu am acceptat pentru că, normal, noi suntem, sprijinim organele de siguranță cetățenilor. Problemele au apărut imediat după ce președintele asociației, Claudio Fasolo, i-a urmat pentru a se legitima. Când a fost afară, la trotuar, domnul, unul dintre doi polițiști, m-a zis că, hai, de ce stai aici pe stradă? Merge la mașina că vă legitimezi. E, între timp m-am luat de braț, m-am îmbrăncit și se mă tragă. Acolo eu nu am mai putut suporta, pentru că mi s-a părut prea ciudat. Între de toate era plin de lume aici și afară. M-a stricat imagine, frate. Eu nu sunt un infractor, m-a luat de la o ședință, nu era scandal în ședință. Nu vede cum s-au putut permite suspenda ședința un sfert de oră că au venit poliția locală, fără să dea explicații. Președintele asociației crede că acțiunea polițiștilor locali a fost una premeditată, astfel încât să dea ocazia unor proprietari din asociație să-l schimbe din funcție, în timpul în care el se legitima. Numai că Fasolo a dejucat planul, dacă într-adevăr se intenționa așa ceva. Nu, nu m-a legitimat, pentru că eu nu am acceptat să-mi legitimeze. Cum am văzut că mă îmbrăcește, atunci eu am zis, bine, atunci eu cheam TLM, imediat polițiștii au fugit. Înainte de a pleca, omul m-a zis, polițistul, că noi am venit să vă protejăm, că luați bataie. Nu era amenințare bataie, nu. Probabil că au avut ei sesizat, dar eu nu știu despre ce este vorba. Președintele asociației spune că acesta nu este primul incident cu polițiștii locali. A mai existat unul atunci când oamenii legii au fost trimiși la asociația lui de către șeful serviciului asociației de proprietari din primărie, Ioan Ciobanu. Claudio Fasolo crede că acesta îi poartă sâmbetele pentru că a avut curajul să reducă penalitățile în cadrul asociației cu 90%, cu condiția ca datornicii să achite restanțele pe baza unui plan de eșalonări. Președintele de la PT Doi Gară mai spune că este convins de faptul că Ioan Ciobanu este susținut de către primarul Mihai Chirica și că cei doi i-au trimis pe cap aseară polițiștii locali. Nu vrea să vadă adevărata realitate, domnul Chirica. Sunt foarte dezamăgit de primarul ăsta. Când era viceprimarul, facea treaba extraordinar de bună. Când s-a văzut ales primarul, a uitat de toți cetățenii, se folosește de instituțiile a primărie pentru a pune pumn în gură oameni să nu vorbească, pentru că nu se trimite poliția locală. Eu i-am spus de multe ori, domnul Ciobanu m-a amenințat la telefon să nu fac reducerea penalității. Pentru că spune că nu este legal, dar asta nu l-au dovedit nici până acum. Domnul Chirica a tăcut, se face că nu știe, se face că nu vede. Dar când vrea să deschide o primarul ăsta? Am încercat să mă duc în audiență la el, nu vrea să se vorbească cu mine. Pentru... La rândul lor, polițiștii locali și-au justificat prezența prin faptul că au fost solicitați să participe la ședința asociației, așa cum spun ei, se întâmplă și la alte blocuri.
În urma unei solicitări primite pe adresa instituției noastre, polițiștii locali s-au deplasat la sediul asociației de proprietari pentru a asigura buna desfășurare a ședinței organizate în cadrul asociației. Vom verifica aspectele semnalate de dumneavoastră și în funcție de rezultatul acestora vom dispune măsurile ce se impun. Nu este însă clar de ce polițiștii locali nu au rămas la ședință, ori de ce nu au luat nicio măsură, dacă aceasta se impunea. Cert este că după ce au plecat, au fost dispute aprige. Proprietarii au avut diferite reproșuri la adresa conducerii asociației. Una dintre nemulțumiri fiind faptul că persoana care întocmea procesul verbal al ședinței nu face parte din asociație și este de profesie avocat. După mai bine de 2 ore de discuții, mult mai calme către sfârșit, ședința s-a încheiat.